Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Evenimentul Vrancea Eroică s-a încheiat luni seară cu ceremonialul de la Mărășești și cu un spectacol în Piața Unirii din Focșani. Vrâncenii au demonstrat timp de 4 zile că nu și-au uitat eroi și că le vor purta recunoștință veșnică. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a mulțumit românilor pentru participarea la acest eveniment. Județul Vrancea a fost pe parcursul a 4 zile inima României, care a bătut pentru eroii, cei care cu o mare dragoste pentru patrie au plătit cu prețul vieților în primul război mondial pentru desăvârșirea României mari. Într-un comunicat de presă al președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, se arată, citez: Județul Vrancea a fost pe parcursul a 4 zile inima României, care a bătut pentru eroii ei, cei care cu o mare dragoste pentru patrie au plătit cu prețul vieților în primul război mondial pentru desăvârșirea României mari. În perioada 36 august la mausoleele și monumentele eroilor de la Mărășești, Mărăști, Soveja, Tișița, Focșani au avut loc ample manifestări de comemorare a eroilor neamului reunite sub titulatura de Vrancea Eroică. Mă bucur că un număr mare de români au participat la evenimentele organizate de Consiliul Județean Vrancea prin Muzeul Vrancei în memoria eroilor care s-au jertfit în primul război mondial. Pe această cale mulțumesc tuturor românilor pentru patriotismul de care au dat dovadă pe parcursul evenimentelor de comemorare. Momentele vibrante trăite împreună pe locul marilor bătălii au arătat că suntem urmașii demni ai celor care s-au jertfit pentru țară. Pentru respectul și dragostea față de eroi, dar și pentru devotamentul și seriozitatea cu care s-au implicat în evenimentele de comemorare, doresc să îi asigur pe militarii și pe comandantul garnizoanei Focșani de toată dragostea și admirația românilor. Aprecierea noastră o au și piloții din cadrul forțelor aeriene române, care au efectuat survol deasupra mausoleului eroilor mărășești. Le mulțumesc jandarmilor grupării mobile Bacău, jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea, cât și lucrătorilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini Vrancea, pentru că au făcut ca activitățile din data de 6 august 2018 să se desfășoare fără incidente. Aceleași mulțumiri le adresăm și ofițerilor și subofițerilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea. Doresc să transmit mulțumirile românilor tuturor artiștilor care timp de 4 zile au transformat mausoleile din Vrancea în adevărate altare ale valorilor culturale ale acestui neam. Nu în ultimul rând doresc să îi felicit pentru patriotism, dar și pentru efort pe toți atleții care într-o zi caniculară de 6 august au alergat în cadrul maratonului Pe aici nu se trece, aducând omagiul lor eroilor neamului. Aceleași mulțumiri și mass-mediei locale și centrale pentru modul în care au mediatizat evenimentele de comemorare. Închei lista celor care au contribuit la succesul evenimentelor de comemorare a eroilor din Vrancea, mulțumind aici grupului de lucru Vrancea Eroică, respectiv angajații Consiliului Județean Vrancea, instituției Prefectului, Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, Primăriei Municipiului Focșani, Primăriei Mărășești, Primăriei Soveja, Primăriei Răcoasa, Secției Drumuri Naționale Vrancea, Garnizoanei Focșani, Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Muzeului Vrancea. Nu în ultimul rând, le mulțumesc din inimă vrâncenilor mei dragi care au participat la aceste manifestări și au dat dovadă că patriotismul și dragostea de țară sunt vii în Vrancea. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Am încheiat citatul. Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea. Un bazin cu resturi petroliere a luat foc în această dimineață în spatele fostei prefecturi Putna din municipiul Focșani. Incendiul a fost imediat lichidat de pompierii veniți la fața locului. Un fum gros se înălța în această dimineață în jurul orei 10 și câteva minute în spatele prefecturii Vrancea din municipiul Focșani. Câteva persoane încercau să stingă flăcările care cuprinseseră interiorul unui bazin în care cel mai probabil se aflau resturi petroliere. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru ca focul să nu se propage și la alte bunuri sau să afecteze clădirea. La fața locului au venit 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Focșani. Incendiul izbucnit la bazinul cu posibile resturi petroliere a fost localizat și ulterior lichidat de pompieri. Potrivit acestora, incendiul s-a produs ca urmare a aprinderii rezidurilor de păcură dintr-un rezervor dezafectat din cauza folosirii unui dispozitiv de tăiat cu flacără oxiacetilenică. Fundația Dreptul la Educație și Biblioteca Județeană au fost parteneri în cadrul unui program de cursuri gratuite pentru comunitatea vrânceană, intitulat Școala de Vară la Bibliotecă. La sfârșitul săptămânii trecute, copiii de mai multe vârste au participat la un curs de educație financiară.
Biblioteca Județeană Duiului Zamfirescu Vrancea organizează programul de cursuri gratuite pentru comunitatea vrânceană, școala de vară la bibliotecă. Acest program se va desfășura până pe 30 august 2018 la centrul de formare al Bibliotecii Județene Duiului Zamfirescu Vrancea, strada Maior Gheorghe Sava, numărul 4, și va fi derulat cu sprijinul colaboratorilor bibliotecii și a voluntarilor vrânceni, fiind dedicat copiilor, adolescenților și adulților care vor să învețe să-și dezvolte creativitatea, talentele și cunoștințele, învățând pe tot parcursul vieții. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, alături de parteneri din cadrul Fundației Dreptul la Educație, micuții participanți la cursul de educație financiară au învățat despre bani, cum îi pot economisi, despre activitatea băncilor, despre dobânzi, credite și asigurări. Ce dobândă? Hai, 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 hai! Banii pe care trebuie să-i plătești către creditor pentru a folosi banii împrumutați. Bravo! Primul răspuns corect. Ia zi. Dobânda. Da. Hai, atunci când noi ne depozităm niște bani sau luăm un credit, da, oamenii de la bancă ne opresc o dobândă. Așa. Când ne opresc? Când îi dăm sau când îi luăm? Când îi luăm. Fiindcă atunci este perioada când noi terminăm acel depozit. Dacă depunem banii la bancă, primim dobândă. Dacă îi ținem acasă, primim ceva? Dacă îi ținem acasă, nu primim nicio dobândă. Nu primim, dar primim ceva altceva? Nu. 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 Bun. Hai să vedem. Următorul termen este sucursala de bancă. Ce este o sucursală? Spune. O sucursală de bancă este un loc în care banca își desfășoară afacerile și este un loc primitor pentru clienți. Dacă se întâmplă ceva la casa ta, un incendiu, o spargere, primăria te poate ajuta dându-ți... Primăria sau firmele de asigurări? Firmele de asigurări. Îți dau bani pentru a-ți repara casa. Ok, mai știi ce alte tipuri de asigurări în afară de astea de locuință? Asigurarea de mașină, asigurarea de sănătate, pe aia când o folosim? Când plecăm undeva în străinătate sau în afară și zi. În caz că ni se întâmplă ceva, ne îmbolnăvim de o boală gravă, noi avem o asigurare prin care, de sănătate, prin care primim medicamente. 30 de copii și adolescenți au fost prezenți la acest curs care s-a dovedit foarte util pentru participanți. Acest curs de educație financiară de astăzi mi s-a părut un curs interesant care pe viitor ne-ar putea, nu știu, inspira să ne alegem această cale, să fim bancheri sau să lucrăm în intermediul unei bănci. Mi s-a părut acest curs unul care ne poate ajuta foarte mult în viață. Este ceva pe care ar trebui să-l știe și copiii de vârsta noastră, pentru că la o vârstă așa de mică vrem foarte multe lucruri care costă bani și cu ajutorul acestui curs am învățat cum să economisim banii, cum să-i cheltuim corect și abia aștept să mai vin și altă dată la un curs asemănător. Fundația Dreptul la Educație a revenit pentru al patrulea an consecutiv în județul Vrancea. Este pentru al patrulea an când Fundația Dreptul la Educație revine în Vrancea, livrând cursuri de educație financiară și orientare în carieră. Anul acesta am început colaborarea cu Biblioteca Județeană. Până acum, Fundația a vizitat aproape toate liceele din Vrancea, livrând cursuri către peste 1000 de elevi. Ne dorim și pe viitor să revină și așteptăm cu drag. Aproximativ 30 de elevi din Focșani au participat la cursurile noastre de educație financiară. Ei au învățat diferiți termeni financiari, cât și cum să își gestioneze banii, ce să facă cu ei, cum să investească la vârsta asta. În ultimii 4 ani de când este fundația, am revenit cam în fiecare an, am asistat de 2 ori în Focșani. Și sperăm să ne mai întoarcem. Biblioteca Județeană Duiului Zamfirescu Vrancea a pregătit în această vară pentru copii și pentru adolescenți și pentru adulți programul Școala de Vară la Bibliotecă. Am pregătit o mulțime de cursuri interesante pentru aceștia și ne face mare bucurie să vorbim despre parteneriatul cu Fundația Dreptul la Educație,
E o noutate la Biblioteca din Focșani, livrarea acestor cursuri de educație financiară. Ieri a fost o grupă de adolescenți, astăzi de copii. Avem așadar aproape 30 de copii și adolescenți care au învățat despre bani, despre buget, despre cum să planifici, despre cum să-ți cheltuiești sau nu economiile. Sunt absolut convinsă că a fost interesant, a fost productiv și că de acum încolo vor fi mai atenți la cum își cheltuie părinții bugetele. Ne dorim foarte mult și pe viitor o astfel de colaborare, pentru că Fundația Dreptul la Educație are și cursuri de orientare în carieră pentru adolescenți și, de ce nu, cursuri de educație financiară pentru adulți. E o bucurie să continuăm acest proiect și acest parteneriat și sunt sigură că vor fi foarte mulți vrânceni curioși și dornici de a veni la bibliotecă. Noi îi așteptăm cu foarte mare drag. Enet oprește apa caldă pe 6 străzi din municipiul Focșani. Întreruperea este cauzată de efectuarea lucrărilor de racordare a noilor conducte de termoficare. Conducerea SCE Enet de Focșani anunță că furnizarea apei calde va fi sistată în intervalul 8 august ora 10, 9 august ora 16 la imobilele arondate punctului termic 51 și punctului termic 52. Străzile care au utilizatori de servicii de punctele termice mai sus menționate sunt strada Lunginescu, strada Vâlcele, strada Războieni, strada Gheorghe Asachi, strada Frăției și strada Anul Revoluționar 1948. Menționăm că această întrerupere este cauzată de efectuarea lucrărilor de racordare a noilor conducte de termoficare. Ne cerem scuze consumatorilor pentru disconfortul creat, se arată într-un comunicat de presă al SCE Enet SA. Doi meșteri populari din Vrancea au primit titlul de tezaur uman viu din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale. Este vorba despre Pavel Caba și Șerban Terțiu. Centrul Cultural Vrancea a demarat în anul 2016 procedurile de acordare a titlului Tezaur Uman Viu, titlul oferit de către Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru trei artiști populari. Pavel Caba, crestături în lemn, instrumente populare, Șerban Terțiu, măști populare și Ștefan Harabagiu, coregraf. Documentația necesară dosarelor de candidatură a fost pusă la dispoziție de Centrul Cultural Vrancea, care are o bogată arhivă de înregistrări și fotografii, document care susțin valoarea inestimabilă a celor trei păstrători ai tradițiilor populare autentice. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial este organismul de specialitate al Ministerului care a hotărât acordarea a două titluri onorifice în cadrul sesiunii din anul 2018 pentru Pavel Caba și Șerban Terțiu din Comuna Nereju. Cei doi sunt singurii meșteri populari din județul Vrancea care au primit această deosebită onoare, pentru care îi felicităm. Șerban Terțiu este angajat al Școlii Populare de Artă din cadrul Centrului Cultural Vrancea. De picior fac cum e asta așa, umbra cu blană, de capră, de oaie, de asta țurcană. Văd că ați păstrat și coarnele de la animalele sacrificate. De la capră, da, de capră. Mai sunt obiceiurile? Da, este. Deci se păstrează obiceiul cu pipăroșul. Da, deci am apucat când... La priveghe, la câte un mort, se făcea foc în curte și deci se îmbracau 10 cu haine, cojoace de astea, le-a întoarse pe dos, cu lână și cu măști pe cap și cu lanțuri se leagă unul de altul și foc în mijloc și de roată. Și acolo chipărușul, joacă chipărușul și eram copil mic și se făcea că ne dă pe foc. Noi fugeam, dar nu ne dădea, dar se făcea și noi copiii steam departe de când ziceam la priveghi. Cât costă o mască din asta? Le dau, la Sibiu le-am dat mai bine, acolo vin străinii, americani ăștia, nemți, vin străinii. Tezaure Umane Vii a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitatea păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial.
în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia. Titlul de tezaur uman viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Ministerul Culturii și Identității Naționale. Felicitări meșterilor populari vrânceni Pavel Caba și Șerban Terțiu, cărora le dorim sănătate și activitate îndelungată alături de elevii Școlii Populare de Artă din Focșani și de pasionați ai meșteșugurilor tradiționale populare. Marele taragotist Dumitru Fărcaș s-a stins din viață la 80 de ani într-un spital din Cluj. În această seară, în cadrul emisiunii Retroarhiva TV de la ora 21, vom difuza In Memoriam concertul susținut de maestru în piața teatrului din Focșani, în urmă cu 2 ani, la Vrancea Eroică. Folclorul românesc a suferit încă o pierdere. Marele taragotist Dumitru Fărcaș a trecut la cele veșnice noaptea de luni spre marți la vârsta de 80 de ani. Interpretul era internat într-un spital din Cluj. Maestrul Dumitru Fărcaș a fost o legendă vie în muzica autentică românească. Născut pe 12 mai 1938, Dumitru Fărcaș era originar din Maramureș, însă s-a stabilit în Cluj-Napoca după terminarea studiilor la Academia de Muzică Gheorghe Dima în 1967. Acesta face parte dintr-o familie cu tradiție muzicală. Bunicul, tatăl și cei doi frați mai mari au cântat la fluier. Dumitru Fărcaș a început cariera profesională în 1960, când s-a angajat ca instrumentist al ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962 a preluat ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, împreună cu care a obținut numeroase premii naționale și internaționale. Maestrul a avut o carieră profesională remarcabilă. În 1972, primind discul de aur decernat de o academie din Paris și diverse premii întâi la festivaluri internaționale de renume. În vara anului 2014, Dumitru Fărcaș a rămas fără taragot după ce acesta i-a fost furat dintr-un microbuz parcat în fața Ateneului Român, astfel că artistul nu a mai putut cânta la spectacolul aniversar al lui Gheorghe Zamfir. În urmă cu 2 ani, maestrul Fărcaș a fost prezent la Focșani la evenimentul Vrancea Eroică, unde a susținut un recital care va fi difuzat în această seară de la ora 21. Dumnezeu să-l odihnească în pace! La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 27 și 29 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Mulțumim pentru atenție! Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă! La revedere!